Bun găsit la Top News by știrile ProTV.ro. Eu sunt Bianca Chirilă și vă prezint principalele subiecte ale zilei. Deși România a depășit nivelul de 6,3 milioane de persoane complet imunizate, tot rămânem în urma țărilor din Europa Occidentală, unde peste 80% din populație este vaccinată. Doar capitala și două județe ale țării au trecut de 50%. Rata de acoperire vaccinală din populația totală a României a ajuns la 36,5%. În tot acest timp, parlamentarii români au amânat dezbaterile de urgență în Camera Deputaților privind legea care ar impune certificatul verde pentru angajații din România. Legea nu a avut numărul necesar de voturi în Senat. Măsurile pot intra în vigoare numai după ce se pronunță și deputații care au ultimul cuvânt. Capitala prinde viață prin picturi murale uriașe. Vorbim despre o expoziție cu 6 lucrări răspândite pe ziduri, completate de mușchi și lămpi solare, iar organizatorii spun că astfel arta se îmbină fericit cu natura. Lucrarea face parte dintr-o expoziție de grafiti care se va întinde pe 1000 de metri pătrați în toată capitala. Fiecare desen are câte o temă, dar împreună formează o poveste. Față de acum câțiva ani, când acest tip de artă era perceput ca un act de vandalism, acum oamenii se opresc să facă fotografii. Actrița Kristen Stewart s-a logodit cu iubita sa, scenarista Dylan Meyer. Vedeta în vârstă de 31 de ani a spus că nunta va avea loc cel mai probabil în Los Angeles. Nu intenționează să poarte o rochie de mireasă tradițională, ci mai degrabă o pereche de blugi și un tricou vechi. Kristen și-a oficializat relația cu actuala logodnică în octombrie 2019. Un meteorit a luminat cerul într-o suburbie din orașul Atlanta. Mingea de foc a făcut din noapte zi pentru câteva secunde în timp ce cobora și se dezintegra în atmosferă. Momentul a fost surprins de camera de supraveghere a unei locuințe. Bucata de rocă nu a lăsat în urmă pagube materiale. Pentru mai multe informații și știri la zi, intrați pe știrileprotv.ro. Pe curând!